Bună ziua! În primul rând, vreau să transmit condoleanțe familiilor îndoliate în urma tragediei de la Institutul Matei Bași în această dimineață. La câteva minute după ce a fost făcut apel la 112 în această dimineață, am fost contactat de domnul secretar de stat Raed Arafat, care mi-a comunicat că există un incendiu la Institutul Matei Bași. În acel moment s-a fost declanșat planul roșu și din acel moment am rămas în permanent contact cu instituțiile implicate, Ministerul Afacerilor Interne, Prefectura Municipiului București, Ministerul Sănătății. Concomitent au fost găsite locuri la alte spitale din București unde să fie mutați pacienții și aici vreau să le mulțumesc managerilor acestor spitale care s-au implicat direct, au acționat imediat și am putut să facem acest transfer foarte rapid. În jurul orei 6:37 toți pacienții erau deja transferați la alte spitale. În același timp, vreau să le mulțumesc angajaților Institutului Matei Bași, care s-au implicat la fel imediat pentru a transfera pacienții în alte zone din institut. Din primul moment i-am cerut Ministrului de Interne să folosească toate resursele pentru a stabiliza cât mai rapid situația. Cred și o spun din nou că intervenția a fost eficientă, rapidă și dacă nu era așa, am fi avut o altfel de situație. Deci lucrurile au fost ținute sub control imediat. Acum despre tragedie. Metehnele sistemului de sănătate din România și-au făcut prezența și astăzi, l-am văzut prezente și astăzi în această tragedie. Deși au fost alocate resurse importante acestui sector, doar anul trecut au fost alocate aproape 65 de miliarde de lei, adică 6,1% din PIB, doar o foarte mică parte din acești bani au fost alocați investițiilor. Este momentul pentru toată lumea să înțelegem că nu putem să mergem așa mai departe. Nu putem să cheltuim 90% din resurse, 95% din resurse, doar pe salarii și sporuri. Este nevoie să alocăm din ce în ce multe resurse pentru investiții, pentru a evita astfel de tragedii în viitor. Pe lângă aspectul penal, există o anchetă penală, pe lângă acest aspect, această anchetă, există și o echipă complexă pe care am constituit-o, cu corpul de control de la Minister, corpul de control al Ministerului Sănătății, care va prezenta un raport. Avem un raport preliminar, dar aștept concluziile finale și să avem și pașii pentru perioada următoare. S-a întâmplat anul trecut și se pare că nu am învățat nimic din acea experiență. S-a întâmplat astăzi din nou. Așa nu mai merge. Angajaților din administrație, angajații din Ministerul Sănătății, inspecțiile de județene de sănătate, inspecțiile de control ale Ministerului Sănătății, le spun, ieșiți din birou și faceți-vă treaba. Altfel plecați cu toții acasă. Este momentul ca în România fiecare angajat din sectorul public să-și facă treaba pentru care este plătit. Este pretenția pe care o am de la angajații din sectorul public. Vă mulțumesc!